Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pașcani încotro. Astăzi au continuat discuțiile în legătură cu soarta barajului de la Lunca Pașcani, la care au participat șefii județului, parlamentarii pășcăneni și reprezentanții Hidroelectrica. Nu s-a ajuns la niciun rezultat de această dată, speranțele îndreptându-se spre premierul Victor Ponta, care este așteptat la Pașcani în câteva săptămâni de zile. Mai exact, continuarea investiției de acolo și păstrarea locurilor de muncă pentru sute de muncitori depinde de asumarea cheltuielilor nu numai de către Hidroelectrica, societatea aflată în insolvență, ci și de mediu sau agricultură, beneficiarii indirecți ai acestei investiții strategice. Tot astăzi, competitorii care vor intra în campanie electorală peste câteva zile pentru Parlamentul României au început să-și depună candidaturile. Asta în timp ce un recent sondaj de opinie publicat astăzi arată că 60% dintre români ar vota cu reprezentanții USL și doar 19% cu ARD la alegerile generale din 9 decembrie. În această seară vom vorbi și despre perspectivele de dezvoltare ale Pașcanului în contextul unei viitoare strategii de dezvoltare a județului Iași, valabilă din anul 2014, document anunțat de președintele Consiliului Județean Iași, zilele trecute la ședința care a avut loc la Pașcani. Vom discuta și despre efectele unei noi suspendări a fondurilor europene, așa cum ați aflat de pe posturile naționale de televiziune. Invitații mei din această seară sunt europarlamentarul Cătălin Ivan, liderul delegației PSD în Parlamentul European. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Și senatorul Florin Constantinescu, președintele PSD Pașcani. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Cei care au întrebări pentru invitații mei sau comentarii în legătură cu tema emisiunii le pot adresa la numărul de telefon 0766 800644 și pe adresa de messenger bit.tv@yahoo.com. Bun, domnule senator, toată lumea discută în aceste zile despre soarta barajului de la Lunca Pașcani. Asta pentru că vorbim de o investiție extrem de importantă. Au fost investiții acolo, nu știu, sute de miliarde de lei vechi, cred că s-au investit până acum acolo. S-a ajuns să fie realizată în proporție de peste 90% această investiție. Și iată că acum, înainte de a fi dată în folosință, să zic așa, au apărut probleme serioase. S-a pus în discuție, deși până acum politicienii pășcăneni se lăudau cu acest parcurs. Iată că s-a pus în discuție, se pune în discuție abandonarea acestei investiții, închiderea ei și disponibilizarea sute de salariați de acolo. Au fost discuții ieri, au fost discuții și astăzi, între dumneavoastră, parlamentarii de Pașcani, șefii de la județ, directorii societăților, societății. La ce concluzie s-a ajuns? Vreau să vă spun mai întâi că urmăresc investiția asta din momentul în care am ajuns parlamentar. Deci din 2008 și până în prezent am urmărit-o îndeaproape. Pe parcursul celor 4 ani de zile am stat de vorbă cu toți miniștrii care s-au perindat pe la Ministerul Economiei. Am stat de vorbă cu directorii care s-au succedat la conducerea Hidroelectrica și, sigur, parametrul care m-a interesat pe mine cel mai tare era când se va pune în funcție acest obiectiv. Întotdeauna, până luna aceasta, întotdeauna, termenele care mi s-au dat au fost undeva pe la mijlocul anului 2013, deci luna 6 a 2013, s-au păstrat termenele de pune în funcție acestei investiții. Din păcate, evoluția hidroelectricii, a acestei societăți comerciale, care a fost devalizată de tot felul de băieți deștepți și nu numai, pentru că azi am avut o discuție cu domnul Borza, care este judecătorul, care este administratorul judiciar, și mi-a povestit că s-au întâmplat mai multe, nu numai cu povestea cu băieții deștepți care au furat în 3 ani de zile 1.200.000 de euro, ci mai sunt și alte modalități de a purja banii din Hidroelectrica către diverse societăți comerciale. Și situația economică în care s-a ajuns cu Hidroelectrica a dus practic și la acest impas în care s-a intrat cu această investiție și sigur că voi fi foarte aproape de această investiție și voi face tot ceea ce depinde de mine ca această investiție să meargă în continuare, pentru că
Este o investiție extrem de importantă și cea mai importantă din această zonă a județului Iași. Ea, în primul rând, asigură regularizarea cursului de râu. Și vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă cu vremea, cu ploile, cu schimbarea climatică, care duce, practic, ori la secetă prelungită, ori la ploi foarte mari, care cresc cursurile de râu și viiturile pot mătura tot ce urmează după baraj, deci Pașcaniu și tot ce în aval de Pașcani. Și sigur, acest baraj este deosebit de important, având în vedere protecția populației din această zonă. Asta în primul rând. În al doilea rând, acest baraj este necesar și pentru alimentarea cu apă a unor localități din zonă. Mai poate fi folosit sigur și la irigații. Deci el a fost conceput pentru a putea ajuta agricultura de aproximativ într-o suprafață de aproximativ 42.000 de hectare care ar putea fi irigate din această zonă. Mă rog, am văzut și proiectul barajului care ar fi prevăzut o aducțiune de apă din baraj către undeva tocmai în Bahlui să ajungă. Exact. Și de acolo, sigur, irigații în zona respectivă. Deci 42.000 de hectare. Așa a fost proiectul conceput, un proiect foarte bun și care eu îl susțin să mergem cu el până la capăt. Bun, concluziile sunt două. Deci, o variantă ar fi ca, sigur, de aici depinde foarte mult de premierul Victor Ponta. Decizia pe care v-a luat dumnealui împreună cu miniștrii este extrem de importantă. O variantă ar fi asta, să continuăm investiția proprietar hidroelectrică, atât a bazinului de acumulare cât și a centralei electrice, sau doi, preluarea bazinului de acumulare de către Ministerul Mediului, așa cum a fost până în 2007, continuarea investițiilor pe Ministerul Mediului pentru bazinul de acumulare, iar hidroelectrica să-și facă numai treaba în centrala electrică. Ca sume care ar trebui până la finalizarea investiției, deci sumele ar fi în jur de 130 de milioane de euro, din care 24 de milioane de euro ar trebui pentru centrala electrică, iar diferența ar fi pentru barajul de acumulare. Deci cam astea sunt sumele. Dacă s-ar investi în jur de 30 de milioane pe an, 30 ceva de milioane pe an, eu zic că în 3 ani de zile, din acest moment, barajul ar putea fi închis și siguranța populației din aval ar fi asigurată, de asemenea ar produce și energie electrică 11 MW. Bun. Domnule Cătălin Ivan, domnul senator vorbea, iată, de un fur de 1.100 de miliarde sau de milioane de euro. Miliarde de euro. Miliarde de euro. 1.100 de euro. Bun, o sumă miliard foarte mare, fabuloasă. Și este foarte greu să putem înțelege cum anume s-a ajuns la o asemenea situație în câțiva ani de zile. Cu atât mai mult cu cât am avut parlamentari, am avut un guvern care spunea că lucrează pentru interesul acestei țări. Ce explicații pot da politicienii pentru această situație? Ce răspunsuri pot da politicienii pentru situația în care ne aflăm? Ei vor trebui să răspundă în fața instituțiilor statului, în justiție. Politic vorbind, trebuie să răspundă în fața românilor și au răspuns la alegerile locale când au pierdut alegerile rușinos și acum, pe 9 decembrie, sunt din nou alegeri. Din punct de vedere politic, ei pot fi sancționați de români doar prin vot. Dar instituțiile statului care trebuie să funcționeze în afara oricărei influențe politice, trebuie să-și pună cuvântul. Dacă au furat, cine a furat și cum răspunde în fața... având în vedere legile în vigoare. Pentru că nu-i doar un miliard gaură, bani pe care ei au furat și noi trebuie să-i dăm din buzunar. Acum s-au blocat fonduri de 10 miliarde de euro. Și poate vom discuta și despre acest aspect. Deci sunt foarte mulți bani pe care românii puteau să-i aibă și nu-i mai au. Noi am spus în toți acești ani de zile că dacă PDL-ul a furat mai puțin, am avea bani și de salarii și de pensii. Acum, fiecare audit de la fiecare minister în parte ne arată cât de mult s-a furat
și că erau bani și pentru salarii, și pentru pensii, și pentru spitale, și pentru școli, și pentru drumuri, și așa mai departe. Numai că s-au dus în altă parte. Deci, pe de o parte, noi trebuie să arătăm hoția din acești foarte mulți ani și cine sunt vinovații, care trebuie să răspundă în fața legii, nu în fața noastră, a USL-ului, a PSD-ului, a PNL-ului. Și în al doilea rând trebuie să arătăm ce soluții avem noi ca lucrurile să meargă mai bine în România. Pe de o parte, garanții că nu se va fura, pe de altă parte, care sunt soluțiile la problemele concrete ale României. Iar legat de baraj, în primul rând, trebuia oprit furtul de acolo. Pentru că au foarte mulți bani care duceau în buzunarele unor șmecheri, unor băieți deștepți, cum li se spune, în loc să ducă către investițiile importante. Vă dați seama că dintr-un miliard și 100 de milioane se făcea barajul într-un an de zile, nu în 10 sau 15 ani de zile. Deci banii nu s-au dus către investițiile importante, s-au dus către niște băieți care au dat mai departe și așa mai departe, s-au îmbogățit foarte mult. Deci investițiile importante trebuie să se deruleze în continuare. Cum se vor derula din punct de vedere tehnic? Că va fi investiția dată Ministerului Mediului, că va fi împărțită în două, o parte la mediu, o parte la economie, că va rămâne la Ministerul Economiei, e o discuție pe care o vor avea în guvern și o vor lămuri. Da, investiția trebuie să se termine, pentru că nu-i logic să duci o investiție la 90% și să o oprești. Noi trebuie să oprim furtul, nu investițiile importante pentru români. Iar pentru această zonă, barajul este vital. Deci, eu sunt convins că investiția se va derula în continuare și domnul senator a făcut lobby și a pus presiune tot timpul pe cei de la minister și o va face în continuare. Bun, dar discuțiile care au avut loc, am înțeles că au fost purtate în termen de eficiență economică, mai ales având în vedere situația societății hidroelectrică, fiind în insolvență, cum poate fi eficientă când tot profitul și nu numai profitul se ducea către niște persoane private? Nu mai poți fi eficient. Dacă dintr-o firmă iei mai mulți bani decât produce firma respectivă, îi scoți pur și simplu și îi dai unor oameni. Firma respectivă merge pe pierdere. Deși, matematic vorbind, ar putea să aibă un profit foarte bun. Numai că profitul și încă o parte din bani se ducea în niște buzunare. Niște oameni s-au îmbogățit extraordinar de mult de pe urma hidroelectricii. Foarte tare s-au îmbogățit. Vă dați seama că acest miliard s-a împărțit doar la câțiva oameni. Deci câteva sute de milioane a luat fiecare. Este incredibil. Nu se întâmplă așa ceva nici măcar în Rusia lui Putin. Deci nici măcar în dictatură nu se dau contracte atât de discreționar. Foarte puțini oameni s-au îmbogățit foarte mult. Bun. Eu aș putea să vă explic cam care era diferența și cu cât se fura megawatt pe megawatt. Cât furau băieții deștepți din prețul pe megawatt. Povestea domnul administrator judiciar Borza, astăzi povestea că hidroelectrica producea megavatul și produce megavatul cu 130 de euro pe megavat. Vindea la băieții deștepți cu 72 de lei de euro pe megavat vindea, deci aproape la jumătate. 50% pierdere. 50% pierdere. Cel care producea, cel pierdea 50% din start, 50% din preț pe megawatt. Iar ei, de la 72 de euro pe megawatt, vindeau cu 440 de euro pe megawatt. Ca să vă dați seama cam care ar fi fost profiturile în lanțul ăsta de furăciuni de la producător, de la cel care trebuia să ia banul și până la consumatorul final. Deci noi plătim 40 de euro pe megawatt. S-a făcut procedura asta de insolvență, că asta e o metodologie prin care s-a putut scăpa de acești băieți deștepți și s-a reușit să se anuleze contractele. Până la urmă, n-am aflat la ce preț cumpără băieții deștepți megawatt în momentul de față, că se pare că totuși nu îl cumpără la prețul cel de 440, care e prețul consumatorului final. Deci noi asta plătim, 440 de euro pe megawatt. Deci vă dați seama, în lanțul ăsta, toate societățile comerciale de distribuție a energiei, deci cel care produce, el produce cu 140, da? 142. Mai departe, până la consumatorul final, deci noi în casă când ajunge megawatt, ajunge la 440. Este halucinant ceea ce deci diferența asta de preț se scurg în buzunarele diferitelor societăți comerciale private care distribuie energia prin toate rețelele de distribuție
până când ajunge casa. Aceste furturi s-au petrecut sub ochii dumneavoastră, cât ați fost parlamentar, sub ochii dumneavoastră, în calitate de politician. Noi am acuzat tot timpul, dar, cum să vă spun, când nu ai pârghiile, când ești în opoziție, poți doar să arăți cu degetul, să acuzi. Asta am făcut, să introducem moțiuni de cenzură. Nu treceau, pentru că nu aveam majoritatea. În secunda în care am reușit să facem o majoritate în Parlament, aici vă poate spune mai bine domnul senator, pentru că a fost acolo. Eu din Parlamentul European doar susțineam și eram alături. În secunda în care am avut majoritatea, am scăpat și de Mihai Răzvan Ungureanu, și de PDL, și de toți coții de acolo, și am pus un alt guvern. Abia de atunci am reușit să avem, să creăm niște pârghii pe care să schimbăm această stare. Și să aveți acces la informații, mi-închipui, pentru că astfel de informații până acum nu erau știute. Și acum încep să iasă la iveală, dar inclusiv intrarea în insolvență a hidroelectricii, care creează o mică problemă și aici la baraj, a fost făcută tocmai pentru a scăpa de acești băieți deștepți care furau foarte mulți bani din buzunarul nostru al tuturor. Deci se văd defectele. Începem să scăpăm de ei. Furtul începe să dispară. Ne luptăm cu corupția din sistem. Dar este un proces care durează, nu se face de azi. Toată această perioadă, noi practic am fost aproape toată perioada asta, 3 ani și aproape 4 ani am fost în opoziție. Cu excepția 9 luni, când în 2009... Tot în opoziție eram. Tot în opoziție. Președintele și primul ministru și... Ei, noi știam că se fură, că există acești băieți deștepți. Dar să știți că, la un moment dat, Videanu a fost ministrul economiei. Și iar mai știți că în acea perioadă, băieții deștepți au obținut prelungirea contractelor până în 2018. Deci tot PDL au făcut treaba asta. Deci cu cei care, practic, au avut pârghile și pixul mână ca să întrerupă acest proces de furt, de furtișag, practic, din economia românească, că, practic, fură de la toți, dacă fură de la hidroelectrica, fiind cu capital majoritar de stat, fură de la fiecare dintre noi. Deci, pârghile au fost la miniștri. Cei care au pixul erau miniștri. Miniștrii erau PDL. Știți foarte bine. Bun. Înțeleg că toate speranțele se îndreaptă astăzi către premierul Ponta. Este așteptat la Pașcani în câteva săptămâni de zile să facă ce? Nu neapărat trebuie să vină la Pașcani. Deci voi avea o discuție săptămâna asta din cu premierul. Din declarațiile de astăzi, așa s-a înțeles. Păi stați să vă spun. Există mai multe metode. Încercăm mai multe variante. Dacă reușim să găsim o soluție de finanțare a lucrărilor în continuare pentru anul 2013, nu e nevoie să vină Victor Ponta la Pașcani premier. Dar dacă nu găsim, atunci trebuie să vină să vadă care e stadiul, că e altceva când vezi că barajul aproape se închide și mai e puțin de lucru și mai trebuie doar 50 de milioane de euro ca să poți să dai drumul să facă energie, urmând ca o serie de lucrări până la 130 de milioane să se facă după ce începe să producă și deci va avea profit și din profitul respectiv poate să reinvestească ca să finalizeze investiția, să o ducă cu toate lucrările de amenajare adiacente lucrării respective. Deci 50 de milioane este suma minimă care trebuie ca acest baraj să funcționeze, să treacă, să producă energie. Și am povestit asta celor care au venit la hidroelectrică, nu le venea să creadă. După ce au făcut o analiză împreună cu specialiștii de aici și cu cei de la hidroelectrică, Piatra Neamț și București, au început să mai îndoiască într-adevăr de decizia cu care veniseră aici, că gata, nu mai dau niciun ban pentru că trebuie transferat și transferată acumulare către Ministerul Mediului și ei se ocupe numai de central. Deci există două posibilități în momentul de față. Ori să continue ei să facă investiția, să finanțeze până la 50 de milioane de euro și să dea drumul să producă energie, ori să o transferăm la partea de acumulare, să o preia Ministerul Mediului, Ministerul Mediului să fie finanțat de la buget pentru anul 2013 și să meargă lucrările în continuare să putem să le finalizăm. Deci, în orice variantă este nevoie de intervenția premierului și cred că cea mai bună soluție ar fi dacă ar putea să ajungă aici, să vedem ce program are dumnealui, dar dacă va veni Moldova, o să reușim să-l aducem la Pașcani ca să vadă la fața locului care este. Soluțiile de care vorbiți sunt posibile în viitor apropiat? Vă întreb asta pentru că ar urma să fie discutat și proiectul de buget pentru anul viitor. Este imperios necesar ca această discuție să aibă loc chiar săptămâna viitoare, pentru că proiectul de buget va intra, ați văzut, va intra în Parlament, în nou Parlament, practic, nou Parlament va aproba proiectul de buget cu nou premier. Și este important
ca aceste sume necesare investiții pentru 2013 să fie prinse în mod special și punctual pentru barajul Lunga Pașcani. Bun. Domnule Ivan, cât de credibile credeți că mai sunt astfel de promisiuni acum în prag de campanie electorală? Vă întreb asta pentru că de-a lungul timpului au fost făcute tot felul de promisiuni care n-au fost onorate. Credeți că cetățenii mai au disponibilitatea și răbdarea de a mai crede în astfel de promisiuni? Eu, ca politician, nu mai cred în promisiunile politicienilor. Nu numai în campanie electorală, dar și când nu este campanie electorală. Mă orientez mai mult după fapte. Și tind să îi cred pe cei care au și demonstrat de-a lungul timpului că au făcut cam ceea ce au spus. Guvernul Victor Ponta este un guvern atipic. Și vă aduc aminte momentul în care a fost instaurat guvernul Victor Ponta. Luni urma să fie votul în Parlamentul Național pentru investirea guvernului cu miniștrii, iar în weekendul dinainte, vineri, sâmbătă, deci duminică, s-a negociat intens cu femeiul ca să dăm bani înapoi și pentru salarii și pentru pensii și tot ce am promis noi. Deci este un guvern care s-a ținut de cuvânt înainte să fie investit. E atipic pentru România și mie îmi dă încredere. Plus că dacă urmărim toată perioada aceasta, dincolo de sincopele cu referendumul și cu scandalurile create de Traian Băsescu, care au blocat miniștri, care au trebuit scoși din guvern, puși alții, au fost foarte multe piedici puse de Băsescu și de PDL, dar scoțându-le din ecuație, observăm că acest guvern s-a ținut de cuvânt. Atât cât s-a putut până acum, pe bugetul creat de PDL anul trecut. Eu zic să așteptăm bugetul pe anul viitor, să vedem cât din promisiunile făcute de Victor Ponta, de USL, de miniștrii actualului guvern, de noi toți care susținem acest guvern, se vor regăsi în bugetul pe anul viitor. Adică cât din tot ce am promis va avea și finanțare. Pentru că este o problemă foarte mare, având în vedere că bani la buget sunt foarte puțini, fondurile europene sunt blocate, 10 de miliarde de euro, nu-i vom mai vedea niciodată. Din cele 40 de miliarde, mai bine de jumătate sunt pierduți. Un dezastru pentru România. Iar eu am cerut Comisiei Europene să ne spună aceste 10 miliarde care sunt blocate acum se datorează căror evenimente, căror situații, din ce perioadă, ca să identificăm cu nume și prenume și CNP exact vinovații. Și să-i arătăm românilor, să le spunem foarte clar, 10 miliarde de euro, practic 10% din bugetul României, s-au pierdut din cauza acestor oameni. Pentru că există tentația să se spună acum, și sunt convins că n-au nicio nerușinare cei de la PDL, să spună că Victor Ponta a pierdut banii ăștia. Că 10.000... Chiar spun. N-au nicio limită. Deci am arătat și că Monica Macovei minte în Parlamentul European cu o nonșalanță debordantă. Ba chiar oficiali europeni o fac mincinoasă. Nu mai facem doar noi. Că până acum spuneam noi, domne, Monica Macovei minte. Și toți spuneau, băi, e lupta politică între voi. Normal că și ea spune că voi mințiți și așa mai departe. Acum spun oficialii europeni că Monica Macovei minte, ceea ce este altceva. Deci, eu mă aștept să spună din ce în ce mai tare că noi am pierdut banii ăștia. Bun, dar am înțeles că a fost blocat accesul la informațiile pe care dumneavoastră doriți să le aflați. Nu există așa ceva. Cum să... Sunt informații... Citeam în presa națională că există deja o circulară... Nu știu, eu ca parlamentar european, ca membru al Comisiei de Control Bugetar, am tot accesul la informații. Și eu vă promit că voi obține aceste informații, acum nu știu cât de repede sau în cât timp, dar voi avea aceste informații și le voi face publice, le voi arăta românilor exact cine i-a prejudiciat de 10 miliarde de euro. Bani cu care, cum să spun, nu numai că făceam 100 de baraje, dar făceam școli, făceam spitale, pensii, salarii, rămâneau bani la buget pentru astea liniștit. Deci sunt enorm de mulți bani și este... Numai în război se întâmplă să pierzi atât de mulți bani. Într-un război, bugetul poate fi afectat cu 10% pentru armament și alte operații militare. Nu suntem în război. Am pierdut mult și din credibilitate și din imagine. Nu numai bani din cauza doamnei Macovei și a unor politicieni care par să facă mai multe de servicii decât servicii țării. În ce măsură acești politicieni mai sunt români, mai reprezintă interesul României? Pentru că am văzut abordări sau intervenții
în spațiu european extrem de ciudate și greu de înțeles de către români. Păi Monica Macovei nu prea se simte cetățean român. Stă mai mult la Londra, ăsta Traian Radu Ungureanu, cred că îl cheamă. Eu zic Răzvan Ungureanu, că tot confund cu ăsta de la Iași, și sunt amândoi o apă și un pământ. Iarăși, stă la Londra, nu stă în România. Elena Băsescu stă la Paris. Să votez împotriva unui român? Da, pentru că ei sunt de mult plecați din țară. Ei sunt oameni foarte bogați, care au furat foarte mult în perioada asta, pentru că Traian Băsescu are grijă. A și spus la un moment dat că el niciodată nu și-a dus echipajul acasă sărac. Deci, el, de oamenii care îl servesc foarte bine, are foarte mare grijă. Sunt oameni cu foarte mulți bani, care nu prea mai stau prin țară. Nu prea simt. Sunt rupți de realitate. Când le spunem care sunt problemele reale ale românilor, că nu poți să trăiești, că n-ai cum să tai... Discutam când s-au tăiat salariile. Și le spuneam că este imposibil să tai unui profesor 25%, că nu ai din ce. El și așa abia trăia. Unui pensionar. Nu poți să-i un mai iei din... experiment social unic. În toată lumea. Deci nu numai în Europa. În toată lumea. Este unic. Nu poți să tai unui pensionar din banii pe care oricum nu ia, banii care oricum nu-i ajungeau să-și ia medicamentele. Din ce-i tai? Și ei spuneau că o să le fie bine în viitor. Păi, dar pensionarul nu mai prinde viitorul. Dacă tu îi tai acum medicamentele și hrana, nu o să mai prindă viitorul la luminos despre care vorbești tu. Și așa mai departe. Deci sunt oameni care sunt rupți de realitate și absolut deloc nu înțeleg ce se întâmplă. Trăiesc în altă lume. România asta în care trăim noi nu este România lor. Ei nu reprezintă România asta de aici, a noastră tuturor. Ei reprezintă interese, România lui Traian Băsescu, dacă vreți. O Românie, nu știu, ideatică, așa ceva, o utopie. Ei trăiesc bine. Deci, pentru ei, în România se trăiește bine. Bun. Domnule senator, ați avut câteva intervenții exact în acest sens. Intervenții parlamentare. Ați anunțat faptul că anul viitor ar putea fi un an extrem de dificil, în special pentru categoriile defavorizate. Ați solicitat ca în proiectul de buget pentru anul viitor să parlamentarii, politicienii, guvernanții să fie mult mai atenți și să fie cuprinse acele sume extrem de importante pentru sprijinirea categoriilor defavorizate. Mai mult, ați spus că trebuie să fie sprijiniți și micii întreprinzători. Tocmai pentru ca alimentele, în final, să fie mai ieftine. Credeți că solicitările dumneavoastră vor fi cuprinse? Credeți că politicienii, senatorii și deputații din viitorul Parlament vor fi atenți la asemenea solicitări? Sigur că da. Credeți că se vor gândi la români înainte de toate atunci când vor vota bugetul? Sunt convins că se vor gândi, pentru că așa cred eu, majoritatea care va ieși va fi Uniunea Social Liberală. Și deci noi vom vota bugetul pe anul 2013. Și atunci, cu siguranță, toate aceste solicitări pe care eu le-am prevăzut acolo, deja le gândesc și colegii mei din USL. Apoi, vreau să vă zic că Victor Ponta, USL-ul, practic, a anunțat și Victor Ponta, premierul, a anunțat că se vor aplica câteva măsuri de redresare economică care sunt binevenite pentru mediul de afaceri. Încasarea TVA-ului, plata TVA-ului la buget, la factură încasată, este o măsură extraordinară care o așteptăm de foarte mult timp. Apoi, cred că până la urmă se va reuși și cu un TVA redus la alimente. De foarte mult timp discutăm treaba asta cu TVA-ul redus la alimente. Eu cred că până la urmă vom reuși și vom insista ca această măsură să fie inclusă. Și sigur, mai sunt și alte măsuri care se vor include, anunțate de Uniunea Social Liberală, ca de exemplu scăderea CSE-ului cu 4-5%. Apoi, scăderea TVA-ului până la 20% e o măsură care avantajează pe toată lumea. Victor Ponta a anunțat scăderea TVA-ului cu 20%. Eu sper să reușim să facem lucrul ăsta. În programul USR-ului, practic, aveam o reducere treptată a TVA-ului de la 24% la 20%.
Sper să fac treptat în 4 ani, așa spunea la un moment dat atunci când s-a constituit Uniunea Socială Liberală. Acum văd că treaba va fi rezolvată mai repede. Deci sunt niște măsuri economice și, bineînțeles, și sociale, pentru că scăderea TVA-ului practic duce la scăderea prețurilor la absolut toate produsele. Deci măsuri care cred că vor fi implementate foarte rapid. Dacă, și sunt convins că vom câștiga alegerile, eu ați văzut și sondajul care s-a făcut astăzi, deci USL-ul 60%, dacă obținem peste 55%, eu cred că nu avem nicio problemă să avem premierul nostru și guvernul să fie USL și atunci măsurile să fie implementate așa cum am promis. Bun. Legat de sondaj, faptul că USL-ul apare cu 60% în sondaje, nu înseamnă că va avea doar 60% din locurile din Parlament. Pentru că sistemul ăsta de redistribuire a locurilor arată că USL-ul va avea spre 70% de locuri, dintre locurile în Parlament. Adică 65-67%. Asta înseamnă că de anul viitor vom putea discuta despre schimbarea Constituției, despre puteri mai puține pentru un președinte cu valențe de dictator, și pentru puteri mai multe pentru Parlament și pentru Guvern. Adică ce se întâmplă în toată lumea civilizată. Nu poate un singur om, într-o țară cu 23 de milioane de locuitori, să dicteze cine e vinovat, cine intră la pușcărie, cine cât câștigă, cine cât muncește și așa mai departe. Nu poate un singur om să hotărască în locul a 7,4 milioane de români. Ați văzut că voința unui singur om s-a impus în această vară împotriva a 7,4 milioane de români. Este imposibil și greu de imaginat așa ceva într-o democrație. Prin urmare, avem obligația noi, USL-ul, ca de anul viitor să discutăm concret despre schimbarea Constituției. Pentru că totul poate să fie discutat până la votul românilor. Când cetățenii spun că un lucru trebuie făcut într-un anumit fel, nu mai e voie. Ce modificări ar trebui să fie făcute? Trebuie făcute foarte clar schimbări legate de atribuțiile instituțiilor statului. Nu vorbim de persoane, ci de instituții, inclusiv instituția prezidențială. Și raportul. Și delimitate foarte clar. Până unde e plapuma președintelui, de unde până unde se întinde guvernul și de unde până unde Curtea Constituțională sau Parlamentul. Pentru că în acest moment toată lumea are dreptate. Și Traian Băsescu găsește o virgulă în Constituție ca să-l satisfacă pe el și noi, cu Constituția în mână, avem dreptate și toată lumea ne dă dreptate, inclusiv Curtea lui Constituțională. Și legea este scrisă în cel mai pur spirit românesc. Oamenii merg la vot, 7,4 milioane români spun că Traian Băsescu trebuie să plece și el rămâne. Este incredibil. Bun, vă întreabă cineva dacă aveți cumva și o strategie pentru recâștigarea credibilității în Uniunea Europeană. Și nu numai aș adăuga. În Uniunea Europeană, USL-ul, dacă vă referiți, dacă se referă la guvernul Victor Ponta, probabil, nu are o problemă de credibilitate. La țară. Credibilitatea țării. Pentru că dacă luăm în calcul evenimentele politice din acest an, au fost discuții serioase în legătură cu statul de drept. Păi nu, n-au fost. Tocmai asta este că a fost vândut așa în România. Așa s-a văzut.